s-a născut pe 19 aprilie 1967 în satul Tartaul, raionul Cantemir. În 1992 absolvește școala Studio Nemirovici Danchenko de pe lângă Teatrul MHAT din Moscova, specializarea actor teatru și film. Și-a pus harul în slujba mai multor pelicule și zeci de roluri principale pe scenă, motiv pentru care este una dintre emblemele teatrului moldovenesc de calitate. Amarici, 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 nivori, ai, la, 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 la. Amarici, 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 nivori, ai, la, 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 la. Este căsătorit cu actrița Angela Ciobanu. Cuplul are un băiat pe nume Marin. Azi, la Istoriile Gloriei, unul dintre cei mai apreciați actori contemporani din Republica Moldova, Ion Mocanu. Domnule Mocanu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunteți de obicei deschis și da. Vă asumați că un actor, un om public, trebuie să și dea interviuri. Sigur că da. Dacă ați avea acum 18 ani, asta ar fi prima întrebare, ați mai face tot actorie? La sigur. De ce? Sigur, asta a fost un vis pentru mine, adică era un vis de neatins, de neîndeplinit, pentru că pe timpuri era un prestigiu să devii actor. Pentru mine personal era ca și cum acum mi-aș pune în gând să zbor în cosmos. Așa era de neatins, atât de departe era de mine, pentru că profesoara care m-a inițiat în ale teatrului, care profesoara de limbă și literatură română, doamna Moraru, ea a făcut un cerc dramatic în școală, unde am fost invitat să particip și acolo mi-a insuflat dragostea asta, mi-a insuflat frumosul ăsta al teatrului, al lumii teatrale, și îmi spunea totdeauna că Ioane, știi cât trebuie să cunoști, cât trebuie să înveți ca să devii un actor bun. Și eu, la un moment dat, m-am speriat, dar ea a fost aceea care, până la urmă, m-a ajutat foarte mult și m-a îndemnat totuși să continui. A văzut ea ceva în mine și m-a îndemnat să continui această cale spre actorie, spre teatru. Acum, E mai simplu acum, chiar eu râdeam de cineva, spuneam că trebuie să ieși prin oraș să-i prinzi și să-l întreb, nu vrei la actorii? Hai la actorii. Pentru că rămân, chiar din păcate, rămân și locuri libere, sunt cursuri care nu sunt completate cu studenți la actorie. Îmi pun des întrebarea asta, care e pricina, din ce cauză nu mai e la nivelul celălalt cum era pe timpuri, deci profesia asta de actor. Poate că de aceea că e mai puțin plătită, poate că chiar des mă întreb și vorbesc și cu colegii despre acest fapt. Că acum n-a nimerit la altă facultate, n-a trecut, merge la actorie. Așa se întâmplă în unele cazuri. Din păcate, acum. În unele cazuri, da. Dar ai spus că era ceva de neatins, dar ați atins acest vis. Da. A fost o cale dificilă, așa cum spunea doamna profesoară, că trebuie de învățat foarte știți, mult. Știți, da, fără dor și poate asta a fost, deci, calea cea bună care ea m-a ajutat, îmi dădea diferită literatură care să o studiez. Dacă când am intrat la Moscova, adică ca să nu anticipez, eram 250 pe același loc. Pe același loc? Da. În anul 1987. Și dumneavoastră ați fost acel om ați dat pe ceilalți 249 la o parte. Da. Unul dintre aceia, da. Și cum au fost studiile la Moscova? Pentru că noi auzim tot felul de legende, că acolo e cea mai bună școală. Cu adevărat e cea mai bună școală și ar fi ciudat să zic și eu, să zic altfel, pentru că am învățat acolo. Deci școala Studio MHAT, adică de pe lângă Teatrul MHAT sau Moscovskii Hudozhestvennyi Akademicheskii Teatri, se descifrează în limba rusă, deci se consideră cea mai bună școală de teatru. Bine, acolo nu învață niciodată, n-a învățat niciodată grupe de studenți din
alte naționalități decât ruși. Deci se predă doar în limba rusă și nu se ia cursuri din alte republici, pe atunci alte republici ale fostei Uniunii Sovietice. Noi am nimerit acolo datorită acelui cutremur de pământ care a avut loc în 1986 în Moldova și se făcea pe timpuri liste care se transmitea la Moscova de ce are nevoie pentru a lupta cu consecințele acestui cutremur. Și a scris printre tot ce a scris de ce au nevoie, știu eu acolo, ciment, cărămidă, de ce au scris și o grupă de actori la Școala Studio MHAT. Ca să te gândești, parcă nu ar avea legătură, dar... Nu, dar au făcut o șmecherie. Deja era perioada asta a perestroicii a lui Gorbaciov și au scris și nou ne povestea profesorii de acolo, cum am nimerit noi acolo. Pe acea vreme dumneavoastră vorbeați limba rusă fără accent, perfect? Nu, niciodată n-am vorbit-o, cu toate că am făcut și nici acum nu vorbesc fără accent. Și totuși studiile le-ați făcut acolo, la Moscova? Da, da, cu toate că am făcut și armata, în armata sovietică și studiile la Moscova, oricum am un accent foarte, așa, evident în limba rusă. Dumneavoastră sau alți colegi ai dumneavoastră și-ar fi dorit să rămână la Moscova? Pe atunci, sigur că mulți își doreau asta și noi, dar adică eu eram conștient că n-am ce face acolo pentru că nu cunoșteam atât de bine limba și eram sigur că nu o să mă dezbaier niciodată de accentul ăsta român. Dar a fost o școală bună. Nu că bună, foarte bune. Sunt cele mai, ca și a tuturor, cele mai frumoase clipe, cei mai frumoși ani sunt anii de studenție și sigur că am avut ocazia să mergem la studii de perfectare sau schimb de experiență în America, în Universitatea Teatrală din New York, unde am stat o lună și am învățat tot arta actorului și tot ce ține de actorii, deci dans, ritmică, așa, mișcare scenică. Și iată aici, New York-ul, Moscova, sunt diametral opuse? Ca școală, da. Nu diametral opuse, dar oricum noi am simțit din cei ce ne preda acolo că e mai slab ca unde învățam noi la Moscova. Faptul că aveți astfel de studii, care acum un student la actorie nu are norocul să le aibă, dacă e să ne gândim așa, credeți că a fost datorită talentului, a norocului, stelele, sau a muncii dumneavoastră pe care ați depus? Nu, fără doar și poate, la început este acel noroc. Norocul este, cred că și talentul este un noroc, ți-l dă Domnul sau nu ți-l dă, ești pupat de acolo de sus ori nu ești pupat. După care e o muncă enormă. Cum se zice în breasla noastră, deci talentul este un procent, restul e muncă. Domnule Mocanu, câți ani se fac de atunci? De la absolvire? De la absolvire? Pe anul ăsta am făcut 30 de ani de când am absolvit. Și 30 de ani suntem în Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Deci, iată, cum puteți să spuneți care este cel mai frumos lucru, meseria pe care o faceți după 30 de ani? Cel mai frumos lucru este, deci, dăruirea asta spectatorului, deci relația asta, emoțiile astea frumoase când ești în scenă, dacă ești fără emoții, se zice că dacă n-ai emoții când ești în scenă, mai leapădă profesia și du-te, pentru că de nu te leapădă profesia pe tine. Cel mai frumos lucru, sigur că sunt spectatorii care ne reîntorc acea energie, acele emoții care le dăm noi în scenă seară de seară și după aia ei asimilând toate emoțiile astea ale noastre și toată energia asta noastră ne întoarce triplu înapoi, mai ales când s-a sfârșitul spectacolului, când vezi acea sala plină și te aplaud, simți așa o energetică, simți că ești pe adevărat fericit. E ceva, scena în general e o magie, teatrul este o magie, acolo se întâmplă niște lucruri care numai niște actori care trăiesc cu adevăratele
clipile celea ale personajului pe care îl joacă, simt această satisfacție, această magie. Dar ați văzut actori, colegi care nu trăiesc pe adevăratele? Nu că am văzut. Cunosc mulți care, adică, nu prea se, cum s-ar zice, nu prea se consumă. Mecanic așa o trecere prin scenă. Că vă întrebasem despre cel mai frumos lucru, dar care e cel mai enervant lucru în meseria dumneavoastră? Că este și partea aia bună și partea aia proastă, în toate. Sigur că până la urmă toate se uită când sfârșește spectacolul și vezi ochii ăștia satisfăcători. Avem spectacole unde jumătate de spectacol spectatorul râde asta, la nebunii, și a doua jumătate îi auzi smiocăinind și plângând în niște suspine în sală. Asta merită efortul. Asta merită efortul ăsta, ca să ieși în scenă și să te dedai pe adevăratele. Pentru că dacă nu, spectatorul simte, spectatorul deodată, când... sigur că cel mai enervant este când nimerește cineva din spectatori care vin, vorbesc chiar și la telefon, discut sau chiar comentează cei ce joci în scenă. Ca la film. Dar uneori nu e atât de enervant, pentru că dacă e vorba de o comedie unde asta, adică ei nu, atunci nu încurcă, atunci nu știu cum, parcă te ajută și râsetele astea se mai nimerește câte un spectator are câte un râs așa mai ciudat și noi de-abia și noi ne ținem să nu ne desconcentrăm, să râdem și noi. Imaginez că a fi actor unde se joacă pe viu nu e deloc simplu și sunt oameni de tot felul în fața dumneavoastră. Aveți tehnici ca să vă abțineți, să nu râdeți sau să nu uitați replici? Sau... Ba da, nu, bine, prima, adică nu e o tehnică, dar este dacă ești concentrat pe adevăratele și normal, uneori, fără de asta în teatru nu se poate să nu-ți pierzi seriosul, mai facem și noi niște glumițe între noi, dar care le cunoaștem numai noi, improvizări care le cunoaștem numai noi și ne amuzăm și noi uneori unul de altul. Dar e cu limită și în momente unde s-ar permite. Majoritatea actorilor mai zic că o parte enervantă a acestei meserii ar fi remunerarea și să știe că la noi cam stăm prost la capitolul ăsta și totuși, pentru un actor, care este cea mai mare avere? Uite, publicul? Da, sigur că da, dar am să fiu sincer, poate pentru prima dată în viață. Niciodată n-am spus și nu mi-a plăcut să vorbesc despre salariu. Niciodată, mai ales când erau părinții în viață, nu vreau să știe niciodată că uneori mi-e greu. Eu totdeauna mă străduiam să arăt și să-i ajut și pe ei. Din cei ce aveam, n-aveam, dar mă străduiam să mă împart și cu ei. Și de asta eu niciodată nu m-am plâns pe salariu, niciodată. Chiar dacă au fost momente la început de cale, cât stăteam pe la gazdă, pe urmă în cămin, pe urmă erau momente când ajungeai seara și spuneai de la cine să mai împrumut 30 de lei să iau acolo pâine, o maioneză, dar niciodată nu m-am plâns pe salariu, pentru că dacă începi să contrapui sau să pui alături cu ceea ce facem noi în scenă,
măsori cu banul, cu ăsta, apoi pierzi din profesionalism, după părerea mea. Da, sunt greutăți, nu le neg, sunt, dar la momentul dat, slavă Domnului, am depășit, pentru că am fost sincer în ceea ce fac și mă strădui și în continuare să fiu sincer și am mai multe oferte, adică deja a început cât de cât să lucreze și numele pentru mine. Foarte multă lume spune că dumneavoastră vă aflați pe acea listă scurtă a celor mai buni actori din Republica Moldova. Iată, când auziți astfel de laude, ce simțiți? Știți, mie nu-mi plac. Eu mă incomodez totdeauna dacă mi s-ar spune așa. Mi spun, dar eu sunt oameni maestri destul de din alte profesii pe care îi stimez și care sunt, au un nume, care îmi spun diferite complimente și îmi spun de genul ăsta, adică că le place. Bine, n-am să spun acum că... Da, oamenii vă laudă, da, trebuie da, să le laudă, da. Dar cel mai, pentru mine, cel mai îmbucurător este momentul când mergi pe stradă sau unde nu te află și te cunoaște lumea și se apropie și spune: maestru, mulțumesc pentru spectacolul cu tare, pentru rolul cu tare, pentru ce e. Asta deci e, vă place să comunicați cu omul de pe stradă? Da, da. Omul de pe stradă pentru mine este sărbătoare și o să vă povestesc o mică părticică din viața mea de ce asta. Mulți colegi de-ai mei mă întreabă ce iar ai fost la piață. Eu practic zilnic intru în piața centrală. Mulți din piața centrală cred că eu lucrez, sunt șef pe acolo prin piața centrală, pentru că eu, cum am pauză între repetiții sau între repetiții și spectacol, merg până la piața centrală, trec odată dintr-un capăt în altul și lumea asta multă îmi dă așa o stare de sărbătoare. De ce? Când eram copil, totdeauna când vedeam satul ăsta pustiu, fiind acasă, pentru că toți părinții, cei mai în vârstă, erau la lucru pe deal, cum se zicea, la vie, la grădinile colhozului. Dar uite, sărbătorile, când era sărbători și s-adunau toți ăștia maturi, toți vecinii erau pe acasă, s-adunau la o poartă, în o gradă, la cineva, la un pahar de vin, la un joc de cărți, la discuții și era așa o atmosferă de... Pe atunci nu se beia atât, că era rușine și era o atmosferă veselă de sărbătoare. Iată, acest moment mi-a rămas ca sărbătoare în suflet. Deci multă lume și când intru în piața centrală și văd lumea asta mult, sigur că mulți îi văd năcăjiți, mă strădui ca actor să culeg din fiecare om, din fiecare om din piață pe care îl întâlnesc, să culeg pentru un... Știu eu, pentru un personaj de-al meu care urmează să-l joc sau care îl joc în prezent și vreau să-l mai îmbogățesc cu ceva. Deci comunic permanent și cea mai mare bucurie este anume când omul simplu, când spune: a, l-am văzut, am fost, așa, mi-ați plăcut, așa. Deci asta este cel mai îmbucurător. Nu pot să neg și când îți spun colegii sau... Dar până la urmă, actorul e acolo pentru public, în primul și în primul rând. Da, doar pentru public. Noi suntem nimic fără public.
Ne reîntoarcem la roluri, la teatru. La Eminescu, acceptați orice rol? Mi s-a reproșat odată un actor. Mi-a spus că ce nu te-ai săturat tu de atâtea roluri? Știți, până în ziua de azi eu practic n-am refuzat niciun rol. N-am refuzat pentru că totdeauna am știut ce aș putea face din acel rol, din acel personaj. Totdeauna caut și mă strădui niciodată personajele mele să nu seamene unul cu altul. Ca să găsiți mereu ceva nou, ca să rămâneți proaspăt, ca să vă placă fiecare rol, ăsta e un efort mare depus? Sigur că da. Ne spuneau pedagogii că un actor când intră în scenă trebuie să creeze așa un rol ca să, sau să facă biografia unui personaj în așa fel ca să știi, începând la ce-o mâncat, ce-o băut dimineață cu personajul cel, cum s-a trezit, cu cine s-a salutat primul, cu... Deci tot trebuie să cunoști despre acel personaj. Ca pentru să fie credibil. Ca să fie credibil și ca să fie interesant. Trebuie de făcut acea radiogramă personajului, pentru că dacă e așa, asta e linie moarte, știți, radiograma dreaptă adică e moarte. Bine, înțeleg, dar se întâmplă ca astăzi să jucați un rol la Eminescu pe scenă și a doua zi să jucați altul. Da, așa se întâmplă. Și a treia zi alt rol. Absolut. Și cum e aici, nu e un fel de... În teatru se zice așa, eu, Ion Mocanu, plus personajul, de exemplu, știu eu acolo, Grigore. Nu-i Grigore plus Ion Mocanu. Altfel trebuie să te ducă la casa de nebuni. Dacă tu pui prim plan personajul și apoi propria persoană, atunci asta. Pentru că noi ne controlăm. Cum l-am dat noi în scenă, jucăm. Platoul de filmare și scena teatrului pot fi comparate? Comparate? E o diferență mare, vedeți, în... Pe platou poți, dacă ai greșit un dublu, ai greșit ceva, spune, haideți încă o dată. Mai este ales montaj, acum, când, da. Mai ales acum când nu se filmează pe peliculă, pe timpuri se mai prețuia pelicula asta, hai când avem multă peliculă și făceau un dublu, două, trei, o regizoare, pare-mi să când am făcut, ea mai puțin, adică cel mult făcea 33 de dubluri din astea. 33 de dubluri, e mult sau e puțin? Foarte mult, nu foarte mult, dar ea râdea, nu știu, s-a amuzat pe chestia asta, avea timp sau cea... Chiar nu înțeleg asta, fiindcă acolo am avut un rol așa mai episodic, și, dar râdeam și asta. Bine, cu mine s-a ajuns până la 12 dubluri. Dar există un farmec, iată, în a vă filma în seriale, de exemplu, într-un film? Sigur, asta e, din păcate, noi nu prea... Acum, de vreo 2-3 ani, s-a început să filmeze câte ceva și pe la noi, dar... Noi, generația noastră de actori, cam am fost lipsiți de această plăcere, de acest gen de artă ca cinematografie. Deci nu prea s-a filmat deloc. În general, când am venit, cam deloc nu s-a filmat. Veneau din Rusia și filmau câte un film pe la noi, pentru că aici se filmează și costă mai ieftin. Și ne spuneau că nu putem să vă luăm la roluri centrale pentru că aveți accent românesc. Vin frații de peste Prut și ne iau la un film. Aveți accent rusesc. Și nici încolo. Acum au început să filmeze la noi băieții de aici, de pe loc. În sfârșit. În sfârșit. Foarte talentat. Și au început să filmeze așa cum vorbim noi, pentru că e un dialect basarabian. Ne reprezintă și natural cum se vorbește la noi, adică... Dar și cu cazul cel de ieri. Băiatul? Uite la dânsul, ia-l cavarul. Așa-i primit la noi, cum la cineva e ghini, cum supără-te-ți! Șerbinte Vasil Petrovici. Bună ziua! Zahăr mei la val! Tatăl a fost cel mai bun prieten al meu. Olea, Liza mă ating să ocup cu prostituția. Ce puteți face de voi? Acum să-mi smergeți cu mine. Hai. Acolo trebuie să cerem susținere, domn primar. La biserică. Domnule Mocanu, noi mai avem aici întrebări și publicul are întrebări pentru dumneavoastră. Vi le pun cu cea mai mare plăcere, dar după publicitate. A
Acum avem întrebările oamenilor. E o rubrică, Lumea Întreabă se numește. Și Vitalie ne aduce bolul cu întrebările pe care le-am pregătit. Sau mai bine spus, ei le-au pregătit pentru dumneavoastră. Exclusiv pentru dumneavoastră. Dacă vreți să selectați câte o fițuică și să răspundeți la fiecare întrebare, ar fi minunat. Dacă nu vă place vreo una, o dăm la o parte. Ce spuneți? Bine. Încercăm? O citiți în voce tare și răspundeți sincer de dorit. Deci, cui este mai ușor în această meserie? Femeilor sau bărbaților? Cred că dumneavoastră puteți să răspundeți, pentru că soția dumneavoastră este actriță, Angela Ciobanu. Sigur că da. Deci, eu cred că actriția Angela Ciobanu e mai ușor, că eu sunt în spatele ei și... E, apropo, a spus în cadrul emisiunii Istoriile Gloriei despre asta. Bine, eu o protejez de orice și noi foarte mult discutăm despre teatru, foarte mult ne place să jucăm în aceleași spectacoli și din primarea noastră fericire chiar și suntem cam de fiecare dată distribuiți ambii în același spectacol. La noi, în teatru, Național Mihai Eminescu, adică e o stimă reciproc, e o atmosferă de așa creativă și de prietenoasă, că chiar nu văd cui e mai greu, cui e mai ușor. Probabil această întrebare vine de la faptul că în lumea noastră, în societatea noastră, tot timpul joburile cele mai bune le primesc bărbații. Da, cam așa. Bine, să zicem că în... E un adevăr în asta, pentru că în toată dramaturgia mondială, deci 70% din personaje astea sunt bărbătești. Și doar 30% pot să greșesc acolo ca procentaj, dar cam asta este raportul. Deci sunt doar 30% feminine, deci roluri pentru doamne. Dar s-ar putea cu anii să se mai schimbe câte ceva, s-ar putea ca... Da, acum deja, deci se schimbă chiar și piesele, adaugă și personaje, nu știu, chiar nu văd diferența cui ar fi mai greu și cui ar fi mai ușor în scenă, bărbaților sau femeilor. Să jucați multe roluri și diverse. Totuși, cum e să jucați un prost sau un sau un nătărău? Ați jucat? Da, sigur că da. Sigur că da. Mie îmi place să joc roluri din asta, fiindcă ele sunt mai colorate, mai mustoase, așa să zic eu. Și ai unde... Nu că... Așa e societatea, dar chiar acolo ai un scălda în rolul ăsta. Poți improviza, poți... Mi-mi place să joc, de exemplu, cum sunt eu de felul meu, așa mai masiv, mi-mi place să joc contrapunct la acest... cei ce sunt eu, Ion Mocanu, și să joc ăștia mai fricoși, că sunt obișnuit din ăștia mai mici, din... Dar deci, asta vă ajută în psihologia umană să înțelegeți oamenii mai simplu? În unele spectacole concret iau pe cineva din sat de la mine, cunosc oameni, sau din care îi cunosc de aici, de pe loc. Eu concret, felul de a fi, ăsta plastica lui, felul de a vorbi, la sigur. Dar nu că când joc un rol prost despre un, adică scot în evidență un... om așa mai nătărău, mai prost, deci mă bucur de să-l joc, să-l aduc în scenă. Deci nu o luați ca o ofensă dacă nu, se nu, dă așa un rol? Nu, ar fi cum... Infantil. Infantil, ca să ne batem joc sau să luăm în derâdere. Da, poți să iei în derâdere sau să-ți bați joc într-un rol sau într-un spectacol de... știu eu, de o situație politică de la noi, de o situație la nivel de țară, de, știu eu, de
regiunii, dar nu concret de un om oarecare să-l scoți în scenă, să arăți că el e prost. Asta e infantil și asta e urât de tot. Nu. Arta nu cu asta se ocupă. Deci pe asta o citesc eu. Da. Sunt momente în care artiștii pot fi foarte răi, să-și saboteze colegii, să jignească. Vi s-a întâmplat vreodată sau ați fost dumneavoastră vreodată rău? Poate că nevrând am avut nefericirea să fiu rău, nevrând, pentru că de felul meu mă strădui totdeauna să fiu cumpătat, să stimez, să ajut pe colegii mei, pe apropiații mei. Bine, nu mi-ar plăcea cineva care ar veni nepregătit la spectacol, care nu este atent în timpul spectacolului, poate să nu iasă la vreo scenă și atunci trebuie să te descurci singur în scenă. Dar câteva secunde singur în scenă, neavând partenerul cu cine să dialogueze, începi să improvizezi. Da, e o veșnicie și începi să improvizezi, să faci diferite lucruri, numai ca să... Chiar am avut, noi jucam Maugli, eu îl făceam pe Balu și este scena când Balu și cu Bagheera trebuie să meargă la ca, la șarpe. Și Bagheera nu-i. Și eu nu spun numele actriței, și merg și de acum ajungem la ca, dialogul cu ca, unde trebuie să fie și ea. Eu dau replicile ei, deci dialoghez și în locul ei. Și la un moment dat spun ca să mergem la Bandarlog, să mergem la Cetatea Maimuților. Și ne porim la Cetatea Maimuților. În timpul ăsta apare... Începe scena de la început, asta, ca și cum noi mergem la ca, dar noi deja eram la Cetatea Maimuților. Hai și noi ne întoarcem înapoi, reluăm scena, că ea nu se duce, nu vine după noi. Sala scenă. Și sala plină, nu. Jucam atunci sale pline și trei spectacole la rând de Maugli. Da, un spectacol dintre cele mai frumoase pentru copii care a fost să fie vreodată la noi. Dar iată, nu toată lumea știe ce se întâmplă acolo pe scenă. Publicul doar savurează. Absolut. Și chiar cred că e și bine că nu știi. Dacă ai prins spectatorul de la... ai prins atenția și suflarea de la începutul spectacolului, pe parcurs, deci poți improviza, poți face orice. Numai de dragul spectatorului. Ai vrea ceva? Da, sigur, nu. Un actor a zis că în teatru este sărăcie și în gândirea regizorilor e la fel sărăcie. Și totul se face la jumătate de mână. Dumneavoastră, sunteți de acord? Eu nu vreau să pun pe același cântar sărăcia și teatru arta. Și arta. Dacă e sărăcie, du-ți și fă altceva. Dacă nu te-ai regăsit, nu-ți... Da, tu, eu înțeleg, vrei să cânti, vrei să faci teatru, dar nu-ți ajunge bani. Mai fă și altceva. Pentru că stau unii și așteaptă. Deci așteaptă un rol. Când le se dă un rol, sunt supărați de chili s-o dat. Adică cunosc din ăștia actori care vin și văd ordinul de distribuție și se bucură. A, eu nu s-o ocupat. Dar pe urmă, după un timp oarecare stă și se plânge că n-am cu ce trăi, n-am... Acum sunt atâtea oportunități, atâtea chestii ca să faci asta pe lângă teatru și altceva. Eu predau și în câteva locuri, plus niște elevi particulari, plus mai încerc și altceva să fac, dar tot ce ține de artă, de actorie, adică e domeniul meu. Și pentru mine nu, este dureros și este puțin, am impresia când spune că sărăcii în teatru, sărăcii în asta, dar nu trebuie să trecem peste asta, nu trebuie să fugim de asta, dar pentru mine nu știu cum mă doare, parcă îmi ponegrește meseria și pe mine mă doare când se vorbește permanent de sărăcii.
Primul rând trebuie să vedem frumosul în felul meu asta. Absolut. Și primul rând, omul care face artă este un om frumos la chip și nu este sărac din momentul ce face artă. Ia, gata, termina vorba, să încep serialul. Ești frumușit? Hai, pupă de mă! Hai, măi! Dei, dei! Eu duminica numai două lucruri fac. Mă băiesc și mă uit la serial. Eu la fie? Încă o întrebare. Vă rog frumos, răspundeți ce ați face dacă ați avea acum 100 de mii de euro. Ați face un film? Ar ajunge? De un scurt metraj aici la noi ar ajunge. Poate că aș face un film, dar eu aș... Bine, aș sponsoriza sau aș face un spectacol cu cineva. Cu o parte din bani. Dar să nu fiu fals să zic că nu i-aș folosi și pentru mine sau... Da, chiar, iată, pentru dumneavoastră, da. Cum i-ați folosi? Pentru mine. Aș merge într-o călătorie, știu pe eu, lume, da, pe lume. Aș, mi-aș ajuta un frate, mi-aș ajuta, eu știu, sora, mi-aș... La familie, adică familie, m-aș gândi. De ce nu și la cineva care văd că... O duce mai rău, pentru că am din ăștia care din când în când îi mai ajut oameni care ne cunoaștem la nivel de bună ziua, dar oricum știu cum o duce. Dar ați jucat vreodată la loterie, apropo? Am jucat, dar niciodată, nici pe aproape, nu nimeream. Dar am jucat, care mi-a marcat, poate plecarea mea la Moscova, l-am învățat, am ajuns la gară în Bălți, când se particip la aceste tururi de concurenți, când ne selecta la Moscova, deci au fost trei etape și când am mers la prima etapă să particip, deci la gară m-am prins cu niște din ăștia care jucau alba-neagră, digitare din ăstea, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, și m-am prins acolo și am pierdut toți banii. Că eram cu un prieten de-al meu, Mircea, m-am dus să particip el, zic eu gata, eu nu mai particip, eu gata, unde, e fără bani, nu mai merg nicăieri, gata. Și stăteam acolo pe un scaun și așteptam pe el să... El a intrat, adică a participat la turul ăsta preselecție și la un moment dat era Dumnezeu să-l odihnească Bădicheanu, era un regizor, un cineast, ăsta și el s-a uitat așa la mine, dar dumneata nu vrei? Zic, nu, vă rog. Nu, vă rog, domnul, hai, și m-am așezat acolo, hai, o fabulă. Să eu nu știu nimic. Ce, chiar nici Vulpea și Borsucul nu o cunoașteți? Asta știu câte ceva. Și am început să recit și am recitat vreo 8 strofe, că el n-are nici pe aproape asta, mult ăsta. Și el spune, dar de unde ai luat dumneata Vulpea și Borsucul atât de lungă? Zic, eu idee n-am ce s-a întâmplat cu mine, am început să improvizez, spun, nu puteam să mă opresc de la fabula asta. Foarte bine ați răspuns la toate întrebările. Acum, după o scurtă pauză, revenim la ale mele. Cred că toată lumea știe că aveți soție actriță, Angela Ciobanu, sunteți unul dintre cele mai longevive cupluri din domeniul artei. Știți că revistele, media, la asta se uită. Mă includ în tot felul de topuri. Puteți să ne răspundeți și nouă care este secretul armoniei într-o căsnicie? În căsnicia dumneavoastră, desigur. Da. Cred că primul loc este dragostea, pe doilea înțelegere, sau invers, înțelegerea, dragostea și așa mai departe. Sper să fim până la sfârșit împreună. Și asta mă strădui eu să o fac, pentru că mă strădui să nu intrăm în probleme din care să nu putem ieși.
Totdeauna ne place să discutăm. Eu sunt acel care inițiez aceste discuții. Dacă e vreo neînțelegere, mai bine să o discutăm acum. Mai am așa un principiu al meu personal, nu l-am citit de nicăieri. Dacă îmi pun totdeauna întrebarea, dacă ne-am ciocnit puțin sau ne-am supărat, asta e pentru toată viața? Sau dacă asta e pentru o zi, două, de ce să așteptăm o zi, două și să nu o fac acum pasul, să mă împac, să nu asta? De ce să pierd două, trei zile? Pentru că mulți se ceartă și de la niște fleacuri și lasă fleacurile astea să devină distrugătoare și atunci se dispar dintr-o prostie sau nu știu din ce. Dacă ești sigur că vrei să fii cu omul ăsta împreună, discut acum, iartă acum, înțelege acum. Mai am câteva întrebări. Da. Pe rapid, de data asta, vă simțiți un om norocos? Da. Care credeți că este meseria care s-ar putea compara ca trăiri și ca structură cu actoria? Există vreo altă meserie? Nu, nu. O căsnicie cu o actriță este ca și... O bucată de pâine caldă, mai degrabă. Foarte frumos. Cum vă simțiți când ieșiți de pe scenă? S-a terminat? Aplauzele? Fericit. Cum abordați dumneavoastră succesul? Și în general ați căutat vreodată? M-am străduit să nu-l caut, dar m-am străduit să fiu sincer și în ceea ce fac. Și dacă totul faci sincer și cu dăruire, atunci succesul el apare singur de la sine, dar nu trebuie să-l cauți sau să-l inventez, să-l forțez. Numai lucru și de darea cinstită, lucrul asupra la ceea ce faci, sinceritatea, asta aduce succesul, ți-l apropie. Ce regretați cel mai mult? Nu prea am ce regreta, pentru că se întâmplă totul cu voia Domnului și adică să regreți, de ce să regreți? Adică să reproșezi ceva divinității, că ceva nu s-a întâmplat sau nu s-a... Și până la urmă deja a trecut. Și a trecut și nu poți regreta de ce aici nu mai e. Și ultima întrebare, da. Ce vă vedeți făcând la pensie? Teatru. Domnule Mucanu, vă mulțumesc tare mult că ne bucurați cu atâtea roluri diferite, frumoase. Și să ne auzim doar cu vești bune. Numai bine. Numai bine. Sănătate.